Tânărul parlamentar PSD de Suceava, George Șoldan, este acuzat că nu a fost înzestrat nici măcar cu o minimă regulă de bună conduită în politică în raport cu liderii politici consacrați, care au adus un portofoliu consistent de-a lungul anilor cu proiecte care au determinat dezvoltarea și bunăstarea comunităților din județul Suceava. Această lipsă de respect sesizată la deputatul Șoldan a fost comentată la Bucovina TV, în emisiunea Bucovina Retrospectiv, de jurnalistul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Jurnalistul Tiberiu Avram atrage atenția tuturor pesediștilor că depozitul pentru deșeuri menajere a fost urcat pe Mestecăniș de o administrație județeană condusă de PSD. În acest context, acesta îl sfătuiește pe deputatul Șoldan să nu mai plângă cu lacrimi de crocodil pe umerii sătenilor din Valea Putnei, deoarece eventualul rău a fost produs de înaintașii săi politici de la PSD Suceava cu ani în urmă, pe când el era cel puțin școlar. Să vedem ce a spus domnul Șoldan, că domnul Futura trebuie să repeze sătenii din Valea Putnei, nu se trească prin tribunale. Nu au nevoie de gropele de gunoi ale domnului Flutur. Pentru asta domnul Flutur vrea să-i pedepsească, ce este inadmisibil. Dar e vorba de acești oameni au vrut ca Bucovina să rămână frumoasă așa cum o știm cu toții, da. Zice domnul Șoldan. Da. E vorba de acea gropă de la Mestecăniș care este acum subiectul unui proces. Fac o paranteză. În septembrie, luna trecută sau în august, o colegă de la noi a fost în concediu în Elveția. Da, am subliniat. Da? Da. Am mai vorbit de asta? Da, foarte... Tangențial. Da, tangențial. Da. Și ne povestea, vorba de Ana Humoreanu, că da. Rămas mirată că gropile de gunoi sunt vârf de munte. Și în Elveția. În Elveția, da. Da. Elvețienii care, știm bine, fac referendumuri pentru orice, da? Da, absolut. Ce ar trebui să știe domnul Șoldan și ceilalți PSD-și care încep cu groapa? Da. Groapa aceasta a fost, gunoi pe Mestecăniș, a fost proiectată sau a apărut la inițiativa PSD-ului. Dar s-au fost urcate Mestecăniș de către PSD. Da. Că după aceea i s-a schimbat locul, că erau suspiciuni, că ăla are interese acolo, așa, e altă poveste. Da? Deci dacă o luăm așa, a urcat groapa pe Mestecăniș la inițiativa PSD-ului. Nici măcar asta nu este o problemă, da? Dacă vrem să fim de bună credință, pentru că au existat atunci toate avizele din lume. Da. Da? Da. Știm bine. Da. 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 Toate avizele românești, europene, mondiale. Erau... Acum stai că nu-i bine. S-au trezit unii că nu știu ce. Da? Eu nu sunt fanul acestei grupi de gunoi, dar vreau să arăt cum au decurs lucrurile. Adică a început proiectul gropii, s-a anunțat, s-a spus în presă. Da, da. Da. Dacă exista două, trei voci care să zică că, oricum, tot timpul sunt oameni care contestă, poate unii justificat, poate alții nejustificat, n-a existat ca acum un curent de asta masiv, da? Da? Și mai ales din partea unui partid și nici din partea domnului Șoldan, care era mai tinerel atunci, nu știu dacă termina școala generală. Da? Știi, mă uitam la domnul Șoldan, care este la primul mandat de deputat. Dar domnul Șoldan are vreo 30 de ani, dacă nu... Da? Da. Tu ai menționat că cine voia să afirme, dar totuși era o vreme, Vali, în politica românească, mai decentă. Era un anumit respect. Adică tu dacă erai intrat de ieri, azi în politică, dacă erai proaspăt deputat, nu te apucai tu să te legi de liderul partidului ăla, da? Cum ar fi cazul aici. Șoldan, de-abia proaspăt ales în Parlament, da? Nu te apuci să te iei de Gheorghe Flutur. Lasă-l pe Ioan Stan să se ia sau alți lideri ai PSD măcar care sunt mai în vârstă. Da. Da? Tu, Ioan Șoldan, te iei de cineva, de unul de la liberal, de nivelul tău. George. Cum? George. George Șoldan. Da? Te iei de cineva din nivelul tău. Da? Ca și vârstă, ca și vechime în partid. A, când vezi, te uiți, analizezi ce ai făcut până la vârsta asta, ce ai în spate, ce ai contribuit la bunăstarea alegătorilor, ce ai dezvoltat, ce ai produs în viața asta. Și când vezi că toate astea adunate sunt la același nivel sau aproape la același nivel ca cel pe care l-ai criticat. Că există oameni care la 30 de ani au făcut ceva. Da. Da. Atunci poți să te iei de-o. Eu nu zic că nu-i normal sau nu-i corect ca domnul Șoldan să-l critique pe Gheorghe Flutur. Dar spuneam că acum ceva nu există, un mic respect pentru că ăla care, tânăr, care intra în politică, nu s-a apucat să ia de... să-l fi văzut pe unul că critică pe Adrian Năstase. Bun, hai să spui că Adrian Năstase era... era arogan. Sau să intre unul de la PSD, de ăștia tânăr, sau cum era FSN, și să ia de coposul, așa... Deci, repet, exista un anumit nivel și un anumit respect. Eu critic până la nivelul ăsta, da? Da.
De aici încolo, lasă pe alții, aia mai în vârstă, aia mai cu experiență, aia care au făcut ceva. Da. Dar dincolo de asta, ți-am zis, nu ai o funcție în partid mare, da? Dar tu și ai făcut, că ai avut, sunt în Suceava, foști parlamentari, PSD, dar vorba și de vârstă și încă o dată, domnul Șoldan poate să în continuare, era o observație, așa că știm cum erau atât vremurile, când exista însă, bunăistul și de ce, și altfel era talent, puțin ceva talent oratoric, ceva talent la scris, știi? Da. Mai era și puțină ironie fină.